Oamenii Legii au organizat o campanie umanitară pentru a ajuta mămicile minore care se află la centrul maternal Sfânta Ana. Tot binecuvântate și tot ceea ce doriți să vă multă sănătate. Polițiștii mehedințeni au adus bucurie și zâmbete mamelor, copiilor, dar și viitoarelor mămici din cadrul unui centru ce aparține Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Mehedinți. Astfel, în spiritul sărbătorilor pascale, polițiștii au dăruit hăinuțe și produse de îngrijire personală pentru tinerele mămici și copiii acestora. Ca în fiecare an a devenit o tradiție ca Inspectoratul Județean de Poliție, susținut de Corpul Național al Polițiștilor, să fie alături de cei care au nevoie de noi. Ne dorim ca spiritul sărbătorilor pascale să trezească în fiecare din noi generozitatea și să conștientizăm că orice lucru neînsemnat devine însemnat atunci când este dăruit din suflet pentru suflet. Sărbători binecuvântate tuturor! Centrul maternal oferă servicii de găzduire, servicii de asigurare a hranei, de menținerea stării de sănătate, dar și servicii de educație. Mihaela, o tânără în vârstă de doar 20 de ani, a dat naștere acum o lună unei fetițe. Aceasta este beneficiara centrului și este foarte mulțumită de toate facilitățile oferite. Este un gest foarte frumos. Centrul maternal Sfânta Ana mereu se ocupă să ne ajute în ceea ce avem nevoie. Este un sprijin foarte mare pentru noi, pentru toate mămicile care avem nevoie de ajutorul acesta. Și de Crăciun am primit același ajutor și aceleași cadouri, iar îi mulțumim foarte mult domnului director pentru fiecare lucru în parte, pentru că ne ajută foarte mult acest lucru. Ce înseamnă să fii o tânără mămică? Este un sentiment foarte frumos să fii mamă. Este și greu, pentru că sunt nopți nedormite, dar nu aș înlocui pentru nimic lucrul ăsta. Este superb să fii mamă. Cum ai ajuns aici la centru și ce servicii primești? Aici la centru ajungem doar în momentul în care avem niște probleme, în care noi nu mai găsim nicio soluție, niciun fel de ieșire, iar Centrul Maternal Sfânta Ana ne ajută să găsim o soluție pentru problemele noastre. Bună ziua! Inspectoratul Județean de Poliție, susținut de Corpul Național al Polițiștilor, este alături ca de fiecare dată de cei care au nevoie de noi. Avem și noi niște cadouri pentru beneficiarii dumneavoastră, urându-vă sărbători binecuvântate, cu liniște și multă sănătate. Vă mulțumim foarte mult. E foarte important pentru beneficiarii care avem găzduiți în centru. Mai ales că urmează sărbătorile pascale și în numele lor și al nostru vă dorim și noi sărbători fericite și mulțumirile noastre pentru gestul dumneavoastră frumos. Tinerele mămici din Drobeta Turnu Severin au fost foarte încântate și s-au gândit să le mulțumească și ele celor prezenți prin dăruirea unei felicitări în care se afla un mesaj semnificativ pentru sărbătorile pascale. Foarte important pentru beneficiarele noastre. Văd că semenii lor nu le-au uitat. În primul și în primul rând le fac sărbătorile mai frumoase și să depășească momentul greu prin care trec. Gestul de suflet al polițiștilor mehedințeni a fost posibil prin donația făcută de către Corpul Național al Polițiștilor pentru a aduce un zâmbet și pentru a putea simți bucuria sinceră a unor mame, dar și a micuților lor, pentru care viața nu este deloc ușoară.